Delicii literare. Salutare și bine ai venit la masa virtuală a deliciilor literare. În continuare motivului tăcerii, care se întâlnește în romanul Pacienta tăcută, astăzi ți-am pregătit o recenzie a unei cărți despre Sufletul unui copil, motivațiile din spatele acțiunilor, o carte despre psihologie, pedagogie, psihoterapie. În unele privințe sunt o fire empatică. Această calitate am dezvoltat-o datorită lecturii. Citesc pentru că mă ajută să cunosc universul interior al oamenilor de toate vârstele. Cu toate acestea încă am foarte multe de învățat. Dar esențial este faptul că înțeleg cum să merg prin acest labirint. În această privință, romanul Tatăl celuilalt copil de Parinuș Sani m-a marcat. După lectura acestuia, ceva în mine s-a schimbat. Am devenit mult mai atentă la modul în care se comportă copiii, la motivațiile din spatele acțiunilor acestora, la modul în care fiecare cuvânt, gândit și negândit, îi marchează și îi influențează. Dacă copiii tac atunci când sunt marginalizați, stigmatizați, nu înseamnă că nu au nimic de spus. Ei pur și simplu nu știu cum să-și exprime această durere, iar traumele copilăriei îi însoțesc asemenea unei umbre prin viață. Apoi ne gândim de ce copiii sunt distanți față de părinți, profesori, bunici, dar v-ați gândit cum i-ați tratat voi pe ei? Bine, totul este relativ, dar în acest caz vorbim atunci când copilul este marginalizat, nu este iubit și îi se fură dreptul la existență și acceptare. Delicii literare. Figura centrală a romanului este Shahab, un băiețel de 4 ani care până la această vârstă refuză să vorbească. Titlul romanului este unul sugestiv. Shahab are o soră pe nume Shadi. Este micuță, drăgălașă și veselă prin gânguritul ei și un frate pe nume Arash. Cei doi frați sunt mereu comparați. Unii copii nu sunt așa deștepți ca alții. Unul e ca Arash, isteț și talentat, altul e mai încet la minte, ca ăsta. Observați? Măcar nici nu-i pronunță numele. Ăsta. Shahab nu se simțea parte din familie. Veți vedea de ce a ajuns la o astfel de concluzie. Cu cât încercau să-l silească să vorbească, cu atât el se înheba mai tare în sine. Tot timpul discutau despre putința sau neputința mea de a vorbi. Mă îngrozea din zi în zi mai tare cum se întorceau mereu la lipsa vorbirii mele. Mi se făcea rău. Inima îmi bătea mai repede, voiam să fug și să mă ascund într-o cameră întunecoasă. În mintea mea, în schimb, vorbeam mereu. Pe parcursul lecturii, vă propun să cercetați. Care au fost cauzele din spatele tăcerii lui Shahab? Tactul și măiestria pedagogică a cadrului didactic, psihologia personalității copilului, modul în care traumele din copilărie marchează personalitatea adultului și metodele prin care poți să te apropii de sufletul unui copil și să-i câștigi încrederea. Prin varietatea temelor abordate, romanul prezintă lecții valoroase pentru părinți, pedagogi, psihologi. Priviți, spre exemplu, un sfat. Nu-ți mai găsi scuze. Copiii tăi n-au nicio problemă. Problema e la voi. Niște părinți posaci vor avea copii la fel de posaci. Dacă vă îndreptați voi, se vor îndrepta și copiii. Durerea provocată de respingere, neacceptare, comparație l-au făcut pe Shahab să se inhibe în sine și să refuze să vorbească. Moțenia sa era o zonă sigură în care el se simțea confortabil și protejat. Delicii literare. Vă las să descoperiți dacă a reușit într-un final Shahab să vorbească. Finalul romanului face o retrospectivă cu privire la legea bumerangului. Demonstrează că un copil traumat emoțional nu se va vindeca sau o va face, dar cu foarte mari eforturi, pe tot parcursul vieții. Cert este faptul că trecutul îi va răscoli prezentul. Mă adresez ție, viitor părinte. Fii atent la modul în care le vorbești copiilor. Înțelege-i și respectă-le sentimentele. Apreciază-le personalitatea. Nu-i stigmatiza, nu-i marginaliza, nu-i compara.
iubește copiii, deoarece iubirea face minuni. Iubirea e o poveste scrisă în inimile oamenilor. Nu-ți trebuie școală ca să o citești. Scrie în comentarii care este părerea ta cu privire la actualitatea subiectului. Dacă te-am intrigat să lecturezi romanul, te aștept să participi la concursul de pe Instagram. Până data viitoare, te aștept la masa virtuală a deliciilor literare. Delicii literare.